Sirenele de alarmare publică existente pe raza municipiului Deva vor fi acționate joi 1 februarie, iar devenilor li se recomandă să rămână calmi și să nu intre în panică, deoarece este vorba doar despre un exercițiu. Joi 1 februarie, ora 12, se va desfășura un exercițiu de verificare a funcționării sirenelor de alarmare publică pe raza municipiului Deva, în vederea menținerii acestora în stare optimă de funcționare. Alarma va consta într-un semnal acustic scurt de aproximativ 3-4 secunde. Acest semnal nu anunță în niciun caz o stare de alertă. Populația este rugată să nu intre în panică, au transmis reprezentanții administrației publice locale.